Dar voi, de exemplu, acum, noi ăștia burtoși, când vrem să jucăm o miuță, mergem și jucăm fotbal, da? Hai bă, la o miuță. Dar la voi există treaba asta? Nu prea. Handbal foarte greu. Și să știi că... Adică nu fierbe așa un picuț? Personal, îți spun experiența mea. Creierul mai vrea, dar organismul nu mai este pregătit pentru efortul fizic pe care trebuie să-l depui la... Că tu vrei să mai faci și acțiunea respectivă. Și de fiecare dată cedează ceva. O gleznă, un genunchi. Da, și atunci stai și le pui în balanță și zici... Dacă mă duc, dacă merită să... Că până la urmă, dacă mă întreb pe mine acum, la vârsta pe care o am acum, pasiunea cea mai mare ca și sport este snowboardul. Și în anul când mi-am rupt genunchiul, acum 4 ani, s-a terminat snowboardul în sezonul ăla. Și am zis, uite mă, ce merită. Mai cu trotineta? Normal. Te-au prins paparații cu totul. Am văzut, da. Că a dat mașina pe... Păi se ajunge, cred că, mult mai repede. O, n-are nicio legătură. Bun, ai plecat în Franța. Da, în 1992. 13 ani. Fraged. Abia începuse și aici? Adică te dusese și așa un pic pe la... Începusem un pic. Era perioada aia, 12 ani, m-am dus, m-am lăsat... Te-a speriat acolo ceva? Nu neapărat speriat în sensul, te-a uimit? Era o adrenalină. Era o adrenalină pentru că te duceai la undeva necunoscut. Aici, în cartier, la mine, în școală, eram da. Miez. Ți-a fost greu să te adaptezi? Destul de greu, dar m-am adaptat repede. Pentru că sistemul francez era foarte bine pus la punct. În primul rând, când am ajuns în Franța în 92, mă aștepta un examen. Vreau examen, între ghilimele, o evaluare. Vreau să știe unde mă introduc, ca să zic, în ce clasă. Corect. Examenul... L-am făcut foarte bine. Ei vreau să... Deci 13 ani trebuia să fiu în clasa 7-a și au vrut să mă bage în clasa 10-a. La 13 ani? La 13 ani. Deci nivelul meu la matematică, ce făceam noi în România, era mult peste ce se întâmpla în Franța. Da. Numai că tot felul de specialiști i-au spus tatălui meu că nu e bine. Este o diferență mult prea mare de vârstă. Îl înscriem într-o școală, într-o clasă specială pentru străini. Ca să învețe limba franceză foarte repede, aveam 15 ore de franceză pe săptămână, franceză intensiv și după orele, celelalte ore, matematică, fizică și restul, tot cu aceeași profesoară, dar mai adaptat nivelului meu al limbii. Și am făcut această clasă, am dat treapta, la 13 ani și jumătate. Și atunci am refăcut o clasă a 8-a cu francezii. Am înțeles. Atunci nu-ți dădeai seama că erai tânăr, dar după, analizând așa din timp înapoi, cu care era nivelul handbalului în Franța atunci? La momentul respectiv... Zicem, comparativ chiar cu România, pentru că în 90... La momentul respectiv, francezii erau orientați să învețe. Asta este și motivul pentru care l-au dus pe tatăl meu, antrenor. Corect. În Franța. Când l-au dus, că îl chema Radu Voina, pur și simplu pentru că era român, făcuse performanță și francezii vreau să învețe de la el. La fel ca și în Spania, cum spunea Xavi Pascual, domnule, când au venit Berbece, Stângă și așa mai departe. Și Maricel Voina? Exact, hai că avem de la cine să învățăm. Asta. Omul îi cunoaște, adică n-ar avea de ce să... Dar nu este o rușine. Nu este o rușine să înveți, deci, de la cei care... Deci pleia de campion mondial, vezi, acum oamenii nu înțeleg, nu ne cred. Da? Au plecat, deși generații diferite, Stângă cu tata, sau, au plecat și au propovăduit handbalul, că asta e. Și pe lângă acest aspect, în Spania și în Franța, erau și mai bine plătiți ca în România. Corect. Era și acest aspect. Corect. Dar oamenii nu te chemau acolo dacă nu erai sculă. Nu se pune problema. Pentru doar așa că vine unul din România. Te cheamă, învață și după aia te lasă să te întorci. Că de acolo ei progresează mai departe și din păcate noi din acea perioadă am rămas acolo. Am rămas acolo. Și au progresat bine. Gândește-te că francezii sunt campioni olimpici și la băieți și la fete. În sport, știi cum e, Cătălin? În cât? 92? 2022, în 30 de ani. Bine, mult mai înainte au început, dar vreau să ei zic. Ei au fost campion mondial la băieți în 2000. Deci deja ei în 20 de ani, în 90, maxim. În prima oară în 95 și după aia în 2000. În 95 bani au fost... mulți băgați? Nu neapărat, nu neapărat. Nu cred că la, nivelul, dacă dăm timpul înapoi, nu cred că în Franța erau mai mulți bani decât sunt în România acum. Dacă e să luăm așa să... Ai înțeles comparația pe care am făcut-o? Da, sună extrem de paradoxal, dar așa înțeleg este. Ce spui. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Și atunci ei au avut ce? Păi domnul Daniel Constantini este omul care a restartat, pentru că ăsta este cuvântul restart, este un cuvânt pe care trebuie să-l folosim și noi de acum încolo. El este omul care a restartat handbalul în Franța și de la el a pus baza
acestui mare proiect care există acum în Franța. Și prima condiție a fost mărirea numărului de legitimați. În Franța erau foarte puțini practicanți de handbal și nu erau profesioniști la momentul respectiv. Și el s-a zbătut să realizeze acest lucru. Deci ei aveau o meserie, cum se zice, și veneau... Și veneau după servici. Hai la antrenament. Exact. Dacă avem sâmbătă sau exact. Când era. Și la momentul respectiv... Tu așa ai găsit? Adică cu statutul ăsta de... Un pic mai sus. Practic, acest restart de Daniel Constantini s-a întâmplat, dacă nu mă înșel, în 1986. Și noi vorbim de anii 90 și un pic. Da. Deci cam așa s-au întâmplat lucrurile. Și Daniel Constantini s-a retras după titlul din 2000 în Franța, de campion mondial. Adică mi-am făcut treaba, mare m-am dus mai sus, data nu se poate și... Și încă în 2029 el mai povestește și dă cursuri despre handbal. Tu cum te-ai adaptat în handbalul lor? Deci în societate am înțeles, cu școala, intensiv? Pe vremea respectivă, să știi, Cătălin, că și la rândul meu, care eram în inima lume, francezii se uitau la mine pur și simplu pentru că eram român. Pur și simplu pentru că eram român, trebuia să fiu bun. Eram un pic peste... Cum sună asta? Acum când se uită la noi că ești român, e cu totul altfel. Dar atunci, pe vremea erai obligat să fii bun? Nu știu dacă obligat, dar automat îți dădeau alt statut. Îți dădeau alt statut și tu te simțeai altfel. În momentul când te simți important și ești cu pieptul în față, ai încredere în tine, și mingile vin la tine, și acțiunile vin la tine, și încerci niște lucruri diferite. Aici este o mare diferență. Ce însemna România înainte și ce suntem acum? Dar până la urmă, știi cum e cu trecutul ăsta? Nu prea e... Nu o să facem performanță dacă ne gândim în trecut. Dar le spun tuturor că așa ne-au învățat oamenii de atunci, cu performanțe. E foarte greu azi. Mult și bine. Dom'le, noi la gimnastică, păi cum adică n-am luat nicio medalie? Păi uite că s-a întâmplat. Nu există, dom'le, că noi eram și la echipe și la individual. Eram nu? Peste tot. Cum la handbal nu mai luăm? Cum la fotbal nu mai? Și așa mai departe, știi? Dar, cum să zic? Din păcate, știi ce e trist? Că tot fenomenul mi se pare că este decăzut. Da. Zi-mi și tu un sport unde dominăm. Unde mai suntem acolo sus. În afară de scrimă și canotaj. Păi stai, că la scrimă ai fost cu Ana Maria, dar acum nu mai știi. Până în momentul de față, da. Suntem cu Ana Maria. Acum s-a retras, vom vedea ce o să fie corect, mai departe. Corect și asta. Când te-ai întors în România? 2005. Diferență mare? Adică noi rămăseserăm în urmă și ei se duseseră sau... Diferență mare. Noi deja trăiam din amintiri, trăiam din talente, din ceea ce se întâmplase înainte. Diferență mare de valoare. Cu toate astea, mie mi-a plăcut să fac acest pas în România pentru că mi s-a părut că statutul de handbalist profesionist pe care îl aveam între ghilimele în Franța, nu exista încă super profesionist în Franța. Statutul de handbalist profesionist nu neapărat la nivel de ce se întâmpla pe teren, ci ce se întâmpla în spate. Am vrut să-l simt. Și o persoană foarte apropiată mie din Franța mi-a spus că terminasem facultatea, terminasem masterul și era un moment așa de cumpănă. Ce fac? Rămân în Franța, mai joc handbal și rămân cu o viață mai monotonă cum e în Franța, știi exact ce faci tot anul de azi până la mâine, până peste un an, sau vin în România într-un mic haos. Dacă sunt născut aici, dar nu-mi pare o secundă rău că m-am întors. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!